Salutare tuturor, revenim din nou cu două pachete din China, de pe același sat ca data trecută, AliExpress. De data asta avem două pachete, în unul deja m-am uitat pe tracking number, aici este, dacă îți vă vedeți, sunt o pereche de ochelari, iar pe acesta niște LED-uri, 5 metri de LED-uri, care nu par a fi 5 metri de LED-uri, plus telecomandă și așa mai departe, dar nu prea pare a fi. Deci o să vedem parcurs ce este înăuntru. Să începem cu ochelare. Ambalajul este destul de solid, așa că nu cred că este ceva stricat înăuntru, dar să desfacem și o să vedem. Înțelegem că nici parte se deschide. Așa. Da. Ce scrie aici? Vogue. Nu pare a fi italiană. Să ne uităm întâi ce este înăuntru. Avem și carcasă pentru a purta ochelari. Sperăm să nu fie gol. Da, aici e reclamă chineșilor, nici nu știu ce este aici înăuntru. Uite, așa este carcasul, destul de solid, destul de compact. Și uite aici sunt ochelarii. Și uite aceștia sunt ochelarii. Cumpărătorul șede lângă noi. El mă ajută la filmarea acestui video, așa că direct o să-i mânez lui ochelare. Ochelare par a fi întregi. Uitați, uite așa sunt ochelare. Stați un pic. Calitatea pare a fi foarte bună. Aceste, nici nu știu cum să-i spun, de metal, parcă vibrează și se aude un puțin. Dar par a fi normal. Deci să-i mânăm la cumpărător. Te dăm și carcasă, o mai arăt o dată, destul de solid. Și uite așa. Să trecem la următor. Aici o să fie deja LED-uri. Cel puțin așa așteaptă să fie, dar nu știm ce o să fie înăuntru. Mie unul nu pare a fi LED-uri. Da, LED-uri. Uite și de compact sunt. Deci nu mă așteptam că așa de compact. Mi se părea că ambalajul e puțin mai mare. Da. Mi se pare că în descriere este și... și... cum se cheamă... sursă de electricitate care conectează la 12V și arde. Să vedem că... pe urmă, pe măsura ei, sunt pic să arăt mai bine cum arată LED-urile. Uite așa sunt LED-uri. Par a fi mai mici decât pe descriere, dar trebuie să vedem pe site și dacă nu o să fie corespunzător la ceea ce este pe site, vom deschide un disput. Aici este telecomanda, la fel și cu... pentru a schimba culorile, deci lenta LED este RGB, adică multicolor care pot schimba culorile. Pe parcurs voi face un video în care vă voi arăta cum funcționează acest LED. Și cam atât. În descriere în video va fi și linkul la aceste produse în care o puteți cumpăra și dumneavoastră. Deci pe data viitoare puneți like, subscribe
și ne vedem cu noi produse pe data viitoare. Pa, pa! Despre tine, că nu ești perechea mea, că ar fi cu mult mai bine să-mi găsesc altcineva. Zic prietenii într-o